Războiul civil american, cunoscut și drept războiul de secesiune, a fost conflictul politic și militar despre care se poate spune că a schimbat fața Statelor Unite ale Americii, scoțând la suprafață nemulțumirile oamenilor, dar și problemele de rasă din ce în ce mai grave și cu consecințe nefaste asupra societății americane. Cum sclavia încă mai exista, tensiunile între rase, cât mai ales între oamenii politici, atinseseră deja un punct culminant, izbucnirea unui conflict de amploare, devenind doar o chestiune de timp. Războiul civil american a durat 4 ani, mai cu seamă din anul 1861 până în 1865, conflictul militar și politic fiind între statele din Nord, Uniunea acum mai era numită, și statele din Sud. S-a dus așadar o luptă între Sud și Nord, timp de 4 ani, Statele Unite de astăzi intrând într-una din cele mai nefericite perioade din toată istoria lor. Și totuși, istoricii au notat că războiul civil american a fost, înainte de toate și dincolo de numărul mare de victime, o necesitate, pentru că diferențele între Nord și Sud erau din ce în ce mai evidente. Cu alte cuvinte, Sudul era sclavagistul, pe când Nordul aboliționistul. Abraham Lincoln, care se afla în fruntea Partidului Republican, a înțeles necesitatea limitării sclaviei. Drept urmare, după ce a ținut un discurs istoric, Casa Dezbinată în 1858, prin care cerea ca sclavia să fie limitată până la dispariție în anul 1860, mai precis în timpul alegerilor prezidențiale, când promisiunile electorale erau la mare preț, Lincoln alături de Partidul Republican au decis să ducă o luptă acerbă împotriva sclaviei, dar și răspândirii acesteia, cu atât mai mult cu cât problema căpătase proporții uriașe, la fel ca tensiunile dintre statele din Sud și cele din Nord. Republicanii au câștigat alegerile prezidențiale prin candidatul Lincoln. Drept urmare, chiar înainte ca Abraham Lincoln să fie investit, s-a înfăptuit declarația de secesiune, bineînțeles din partea statelor din Sud, 7 la număr. Curios sau nu, cele două administrații, cea lui James Buchanan, care oricum se afla la sfârșitul mandatului, cât și cea care avea să fie investită la 4 martie 1861, a lui Lincoln, au respins fără doar și poate secesiunea, catalogând-o drept un act de răzvrătire, de rebeliune împotriva siguranței statului. În cele din urmă, cum tensiunile se aflau pe un alt făgaș, și anume pe cel al violenței, Statele Confederate ale Americii, statele din Sud, aveau să atace la 12 aprilie 1861 Fort Sumter, aflat în Carolina de Sud. Reacția lui Lincoln a fost una așteptată, previzibilă, chiar președintele american cerând mobilizarea generală. Urmarea a fost iarăși una așteptată, declarându-se secesiunea a încă 4 state sclavagiste din Sud. Înainte însă să izbucnească acel conflict armat, s-a încercat înăbușirea nemulțumiților, rezolvarea crizei, toate acestea materializându-se în câteva tentative nereușite de altfel. A avut loc chiar și o conferință de pace la Washington, numai că aceasta nu a dus la niciun răspuns pozitiv din partea nimănui. Ba chiar atunci când președinte era Buchanan, nu au existat niciun fel de proteste din partea administrației, președintele nerăspunzând militar. Pe de altă parte, guvernatorii statelor Pennsylvania, New York, dar și Massachusetts se pregăteau pentru a intra într-un conflict militar, achiziționându-și arme. După ce Abraham Lincoln a fost investit în funcția de președinte, noul șef de stat și-a exprimat dorința de a păstra orice formă de secesiune drept nulă și neavenită. Totodată, Lincoln a spus că nu a avut în niciun moment intenția de a invada statele din Sud și, mai mult decât atât, de a interzice formele sclaviei. Interesant este că a avertizat că este dispus să facă uz de forță acolo unde va fi nevoie, doar pentru a păstra proprietatea federală. Cum era și de așteptat, au fost trimiși la Washington delegați, aceștia având o propunere mai mult decât legitimă, un tratat de pace cu Statele Unite. Bineînțeles că Lincoln a respins din start această propunere, de fapt a decis să nu accepte niciun fel de negocieri, invocând un motiv oarecum previzibil, și anume că guvernul Confederației nu este unul legitim. Implicit avea Lincoln să spună, semnarea unui astfel de tratat de pace ar fi însemnat recunoașterea sa ca guvern suveran, ceea ce ar fi destabilizat situația politică și nu numai. Revenind la atacarea Fort Sumterului din Charleston, Carolina de Sud, trebuie să menționăm faptul că Lincoln era dispus să facă aproape orice să păstreze controlul asupra acestui fort, drept urmare a cerut 75.000 de voluntari. Înainte însă nordiștii s-au alăturat apelului lui Lincoln, acesta de
a se restaura Uniunea, trimițându-și oamenii pentru a recupera din forturi. De fapt, principala intenție a nordiștilor era păstrarea Uniunii. Izbucnirea unui conflict armat, cum spuneam, era inevitabilă, dovadă fiind și pregătirea armelor de către statele din nord cu luni bune înainte de începutul războiului. În sfârșit, trupele nordiștilor au intrat în luptă, încercând să recupereze din forturi. În același timp, Tennessee, Carolina de Nord, Arkansas și Virginia, situate la nord de Confederație, au refuzat orice propunere confederată și, mai mult decât atât, nu au fost de acord să trimită trupe care să lupte împotriva vecinilor. În cele din urmă, și aceste patru state au declarat secesiune, alegând să adere tacit la Confederație. Richmond a devenit la scurt timp simbol al Confederației, însă tot într-un timp scurt, orașul avea să își epuizeze proviziile. Și totuși nu s-a dorit vărsare de sânge, încercându-se aplicarea unor planuri bine gândite. În acest sens, avem ca exemplu creitor planul Anaconda propus lui Lincoln de către comandantul armatei Statelor Unite, Winfield Scott. Abraham Lincoln a acceptat aplicarea planului, care consta într-o blocare a porturilor, iar în cazul în care situația degenerată se impunea, confiscarea navelor, dar și a încărcăturii acestora. Ideea planului era ca această blocadă avea să paralizeze economia Confederației, ducând în cele din urmă la înăbușirea conflictului. Planul Anaconda, cam până la sfârșitul anului 1861, a dat roade, multe dintre transporturile maritime fiind blocate. Urmarea a fost cea sperată, statele din sud erau la un pas de faliment, economia fiind aproape paralizată. Mai mult decât atât, după ce încărcăturile erau confiscate, ele tot erau vândute, numai că banii încasați de pe urma lor le reveneau unioniștilor. Cum era de așteptat, Sudul a decis să lupte împotriva blocadei, care deja îi ajutase pe unioniști să câștige teren în conflict. La 8 martie 1862, Confederația a atacat Marina Uniunii, cuirasatul CSS Virginia intrând în conflict direct cu blocada propriu-zisă. Chiar și așa, bătălia de la Hampton Roads a avut un rezultat vag, necâștigând bătălia niciuna dintre cele două tabere, ceea ce pentru unioniști a însemnat o victorie, întrucât blocada nu fusese învinsă de către sudiști. Ceea ce avea să se întâmple însă în cea de-a doua bătălie de la Fort Fisher în ianuarie 1865 avea să însemne o victorie clară pentru Uniune, astfel închizându-se și ultimul port din sud care le mai putea asigura o mică parte din transporturile statelor din sud. Cu toate acestea, pe teatrul estic, trupele unioniste aveau să fie la rândul lor blocate de forțele confederate, fapt consemnat prin prima bătălie de la Bull Run. Tocmai datorită acestei bătălii, în sfârșit, trupele unioniste aveau să fie obligate să se retragă de îndată la Washington. Rezistența armatei confederate în fața trupelor unioniste a fost incredibilă, prima fiind condusă de generalul Thomas Jackson, care ulterior a primit porecla de Stonewall, zid de piatră. Unioniștii, pe de altă parte, speriați că armata confederată ar putea ieși învingătoare, i-au cerut generalului George B. McClellan să preia comanda armatei. Înainte însă, Congresul Statelor Unite a decis să adopte rezoluția Crittenden Johnson, menită să creeze confuzie în rândul civililor. Această rezoluție conținea ideea că, de fapt, războiul civil american ar fi izbucnit nu pentru desființarea tuturor formelor de sclavie, ci pentru păstrarea Uniunii. Imediat după ce McClellan a preluat armata unionistă, conflictul a căpătat proporții uriașe, războiul intensificându-se în violențe. Chiar și așa, comandantul armatei confederate, Robert E. Lee, a reușit să-l oprească pe McClellan în încercările sale de a pune stăpânire pe Richmond, fapt consemnat prin bătăliile de 7 zile. Astfel, comandantul armatei unioniste s-a văzut nevoit să se retragă. După blocada din planul Anaconda, se părea că Sudul avea să învingă Nordul, lucru dovedit și prin victoria obținută tot de armata confederată în cea de-a doua bătălie de la Bull Run. Invazia Nordului era așadar inevitabilă, cu atât mai mult cu cât armata confederată, în frunte cu comandantul Robert E. Lee, fusese încurajată de victoria celei de-a doua bătălii de la Bull Run. Cu o armată de peste 40.000 de oameni, comandantul Lee a trecut peste râul Potomac, comandantul armatei confederate, luptându-se cu McClellan la bătălia de la Antietam pe 17 septembrie 1862, bătălie încheiată cu o victorie pentru Uniune. De menționat, de asemenea, este faptul că 17 septembrie din anul 1862 este considerată cea mai sângeroasă zi din istoria militară a Statelor Unite. Invadarea Nordului de către armata confederată a fost astfel blocată la puțin timp.
Abraham Lincoln, anunțându-și proclamația de emancipare la 22 septembrie 1862, prin care a declarat liber toți sclavii din statele Confederației, însă pe aceia care în cele din urmă nu treceau sub controlul absolut al Uniunii până la data de 1 ianuarie 1863. Bineînțeles că motive pentru a se genera un conflict și mai mare au existat chiar din cauza acestei proclamații de emancipare, deoarece Uniunea declara liber doar sclavii asupra cărora însăși Uniunea nu a avut niciun fel de putere ori control. Și totuși, haosul generat i-a determinat pe unii aboliționiști să considere această proclamație drept o decizie neinspirată, de altfel ca o decizie luată pe vremuri de război, respectiv o măsură care nu poate fi aplicată în vremuri de pace. În fine, după bătălia de la Antietam, comandantul armatei unioniste McClellan avea să fie înlocuit în cele din urmă de Ambrose Burnside, care a și fost învins la bătălia de la Fredericksburg pe 13 decembrie 1862. Atunci iarăși 12.000 de soldați din tabăra unionistă au murit ori au fost răniți. Armata lui Lee era, după câte se părea, din ce în ce mai puternică și mai hotărâtă în a învinge Uniunea. Și cum nici Burnside nu făcuse față furiei armatei confederate, acesta a fost înlocuit de Hooker, dar nici acesta nu s-a dovedit a fi îndeajuns de puternic cât să-i facă față armatei confederate. Abia apoi a intrat pe teatrul de război binecunoscutul George Meade, care l-a și învins pe Lee în bătălia de la Gettysburg, lupta întinzându-se pe 3 zile, mai cu seamă din 1 până pe 3 iulie 1863. Cea de-a doua încercare a lui Lee, comandantul armatei confederate, de a invada Nordul s-a dovedit și de această dată nereușită. Furia noului comandant al armatei unioniste, Meade, dar și hotărârea lui Lee de a invada Nordul s-a văzut prin faptul că bătălia de la Gettysburg a fost cea mai sângeroasă luptă a războiului civil american. În timp ce armata din Sud a pierdut 28.000 de oameni, armata lui Meade a înregistrat 23.000 de pierderi. Se acumulaseră și totuși îndeajuns de multe tensiuni între tabere. Chiar și Lincoln considera că armata unionistă nu era bine condusă de Meade, chiar dacă îl învinsese pe Lee. Drept urmare, președintele Statelor Unite a decis să caute un alt comandant. În același timp, pe teatrul vestic de război, trupele confederate erau învinse. Singura victorie obținută în schimb de confederație a fost înregistrată prin bătălia de la Chickamauga. Totodată, statul Missouri devenise un adevărat câmp de luptă unde mii de oameni aveau să-și piardă viața. În sfârșit, anul 1864 a fost marcat denumirea lui Grant drept comandant al armatei unioniste. Intenția lui Lincoln, când l-a numit pe Grant comandant, a fost una previzibilă. Președintele își dorea ca războiul să ia sfârșit, iar numai un război total, nu neapărat reprezentat de omorârea civililor, avea să pună punct războiului civil american. Bineînțeles că atât Lincoln cât și Grant consideră că doar dacă va ataca mare parte din Confederație, Uniunea va învinge, drept pentru care s-a înfăptuit un plan menit să ofere o strategie prin care Confederația să fie atacată din toate direcțiile. În tot acest timp, singurul președinte din istoria Statelor Confederate ale Americii, Jefferson Davis, vedea acest conflict drept unul cu rost măreț, însă fără prea multe șanse pentru Confederație. Cu toate acestea, a continuat să lupte, iar în fruntea armatei confederate a rămas tot Robert E. Lee. După mai multe lupte duse între 1863 și 1865, capitala Confederației a fost ocupată de Corpul de Armată 25, ceea ce a însemnat cel puțin pentru Lee sfârșitul războiului civil american, astfel că atât Armata Virginiei cât și ei, comandamentul ei s-au predat în cele din urmă tribunalului Appomattox la 9 aprilie 1965. 5 zile mai târziu, mai precis la 14 aprilie 1965, Abraham Lincoln a fost asasinat și Andrew Johnson a devenit președinte. Însă nu din acel moment a luat sfârșit sclavia, fiind nevoie de alți câțiva ani în care oamenii să își revină în simțiri și să nu mai exploateze persoanele de culoare. De menționat este că în timpul războiului civil american, mulți sclavi de culoare au evadat din sud, mulți dintre ei ascunzându-se după liniile inamice ale unioniștilor. Unii ba chiar au fost uciși sau chiar înapoiați așa zișilor stăpâni.
se făcuse chiar și un program de schimb între prizonieri, mai precis între sclavi. Planul lui Lincoln, exprimat prin proclamația de emancipare, a fost văzut cu mare reticență, Sudul considerând că nu mai există absolut nicio șansă să mai primească vreun ajutor din partea Franței sau chiar a Regatului Unit. O intervenție străină cu siguranță ar fi schimbat situația finală a războiului civil american. De fapt, statele de după granițele teritoriilor americane au rămas pe aceeași poziție, tocmai din cauza amenințărilor voalate ale lui Abraham Lincoln, cum că este dispus să intre în război cu orice țară care ar recunoaște oficial independența Statelor Confederate ale Americii. Nu s-a luat în seamă, de fapt, nicio intervenție străină militară, pentru că Lincoln se asigurase că va înnăbuși de îndată orice dorință străină de a interveni prin proclamația de emancipare, mai cu seamă prin cele două decrete.